Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de astăzi. Pastă de jumăți, așa cum ne făcea bunica. Nu este una dintre rețetele dietetice, dar consumată cu măsură, este genul de comfort food pe care nu trebuie să-l ratați. Ingredientele pentru pasta de jumări sunt 250 de grame de jumări, o ceapă roșie medie, un ou fiert tare, 4-5 căței mici de usturoi, 2 linguri cu muștar, boia de ardei dulce, piper măcinat și sare. Acestea sunt toate ingredientele. Dacă vreți să fie puțin, doar puțin mai ușoară pentru stomăcel, puneți și 2 cartofi fierți în coajă, în apă cu sare și 2 castraveciori murați. Mod de preparare pentru pasta de jumări. Tăiem ceapa în bucățele. Tăiem oul fiert în feliuțe. În vasul unui robot de bucătărie punem jumările, usturoiul, oul fiert, ceapa, muștarul, cam un sfert de linguriță cu boia de ardei dulce, piper măcinat și sare și mixăm folosind funcția puls. Dacă vreți să puneți și cartofi fierți, curățați-i și tăiați în bucățele, iar castraveciorii murați în rondele. Din când în când adunăm pasta de pe marginile bolului și continuăm să mixăm. La fel de bine, puteți da toate ingredientele prin mașina de tocat și apoi să le condimentați. Dacă doriți o pastă mai puțin fină, pasați mai puțin. În acest fel vor fi și mici bucățele de jumări prin ea. Gustăm, condimentăm cu sare și piper măcinat, dacă mai este nevoie, și transferăm pasta de jumări într-un borcan închis ermetic. O puteți păstra în frigider chiar și o săptămână. Este genul de aperitiv care trebuie consumat cu moderație, cu rondele de roșii, ceapă sau castraveciori murați, dar este minunată și dacă o folosiți pentru niște păgăcele delicioase. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru pasta de jumări. Sper să o încercați și să vă placă! Poftă bună! Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți și vă aștept cu mare drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.